Muncitorii firmei de salubritate care are contract cu primăria Suceava s-au aliniat ca la armată și au turat motoarele autospecialelor pentru a face o impresie bună primarului urbei Ion Lungu. Acesta din urmă a declarat că inspecția de iarnă pe care a făcut-o acolo a devenit deja o tradiție și că este mulțumit de numărul de utilaje și de pregătirile care s-au făcut pentru întâmpinarea anotimpului rece. Conform tradiției, în ultimii 7 ani am trecut în revistă, am inspectat utilajele pentru dezăpezire care vor acționa în municipiul Suceava în perioada 2011-2012. Așa cum se poate observa, sunt 20 de utilaje care sunt pe poziție cu ghilimele de rigoare, utilaje care au rolul de a împrăștia manual material pentru a preîntâmpina alunecările atunci când este poleia afară. De asemenea, discutăm de sărărițe care împrăște automat sare, discutăm de utilaje automate care vor lucra pe trotuare. Sute de tone de sare și nisip au fost achiziționate pentru a se interveni pe trotuare și străzi, iar primarul Sucevei a declarat că va fi instituit și un comandament de iarnă pentru ca lucrurile să se desfășoare ca la carte. Și în acest an, așa cum se poate observa aici în spatele nostru, avem stocuri, zic eu, destul de importante pentru material antiderapant și aici discutăm de 500 de tone de sare și de 400 de tone de nisip. De asemenea, la primăria municipiului Suceava, începând cu data de 15 octombrie, va funcționa acel comandament de iarnă, un comandament permanent, ca să spun așa, care va sta în contact cu dispeceratul celor de la Rosal, în așa fel încât să putem interveni cu promptitudine și operativitate atunci când va fi cazul. Edilul a mai adăugat că firma de salubritate este obligată prin contract să-și desfășoare activitatea pentru iarnă începând cu 15 noiembrie, dar dacă va fi cazul, aceștia pot demara acțiuni și mai devreme. Eu sper ca nici în acest an să nu fie probleme deosebite cu ceea ce privește dezăpezirea în municipiul Suceava, cu împrăștirea materialului antiderapant. Sunt convins că cei de la Rosal vor fi pe fază, așa cum se spune, și vom putea să avem o iarnă liniștită din acest punct de vedere. Evident că contractul nostru de dezăpezire intră în vigoare la data de 15 noiembrie, așa cum este prevăzut în contractul pe care cei de la Rosal l-au câștigat la licitație. În măsura în care va ninge mai repede, va fi polei mai repede, sigur că ei vor interveni și începând de astăzi suntem pregătiți să intervenim la aceste fenomene de polei cu material antiderapant și cu utilajele corespunzătoare. Șeful firmei de salubritate, Adrian Niculescu, a declarat că în acest an s-a achiziționat mai mult material antiderapant comparativ cu ceilalți ani pentru a face față provocărilor. Față de ceilalți ani ne-am aprovizionat un pic mai bine cu material. Acum, în funcție de cum va fi, singura perioadă mai grea va fi cu sărbătorile când închide salina, da? Sperăm să ne aprovizionăm atunci ca să nu avem probleme. Niculescu a mai adăugat că atunci când sunt probleme, chiar dacă e zi sau noapte, cetățenii pot suna la numărul de telefon 0230 519669.